Bună ziua, să trăiți! M-a rugat cineva să fac un filmuleț cu marcarea reginelor. Aici sunt într-o mică locație unde avem peste 100 și ceva de mini-nuclei, Apidea. Dincolo am niște roi făcuți cu o ramă de puiet, una de miere și restul folietii. Asta e, să încercăm. Aici toate celele au fost băgate în aceea zi. S-a controlat, au fost născute. Acum să vedem reginele. Iată. Acesta, după cum pare, ar trebui să fie împerecheat. Da, are proaspăt. Acum trebuie să o găsim. Foarte bune aceste mini-nuclee. Regina se fecundă mai repede. Nu tragi rame, nu pierzi timp. După aceea, după ce o iei de aici, se fac nuclei. Iată aici regina. O frumoasă regina. Eu întâi le vopsez, după aceea le las libere din nou în mini-nucleu. Deci așa se lucrează într-o apicultură care se respectă. Am mai văzut prin țară băieți care le vopsesc și aripile și picioare și cer 1.200.000 pe regină, adică 125 de lei am văzut. Pe la Caracal e un băiat. Face 5 tipuri de regine. Acesta are numărul 49. Chiar dacă vopsesc cu altă culoare, de exemplu cu vopsea, nu cu număr, se ține, se suflă. După aceea se pune înapoi pe ramă. Nu se pune în cușcă, se vinde imediat. Pentru că îi vopsești picioarele, îi vopsești... Iată-o. Iată ce regină frumoasă. Și o apicultură care se respectă și are profesioniști, se lucrează așa. Nu atacă, nu omoară, nu nimic. Acum o introducem la loc și rămâne aici. Îi punem un semn că este împerecheată. Când vor trebui sau... Voi ști de unde veni să le iau. Ioane, pui semnul. Iată. Ce frumos se lucrează. S-a pus semnul. Aici poate să vină, prinde, știe, fecundă. Vedem și aceasta. Iată. Și acesta, după cum se vede, e liniștit. Da, a depus. Iată, din nou o regină frumoasă. Deci, iată, mă joc cu ele, nu le ucid, nu... Asta-i punem numărul 50. Iată. Iată. Ce frumoasă este. Albinele nu-i fac nimic, nu o deranjează un pic, e normal. Acum e liniștită, dat. Iată. Deci v-am spus. De aici și cele care ne trebuie nouă, facem roi, le băgăm în familiile cele mari. Deci cam așa se lucrează.
În ziua asta aveți o zi bună.